Ca să câștigi când pariezi, ai nevoie de informații. Multe. De aceea eu pariez pe NetBet. Aici văd toate meciurile în direct și am informații la secundă. Un alt telespectator, Marco, ne scrie unul solist în partida Argentinei. Gheorghe Vrânceanu, Argentina, Croația, X2. Rusia a prestat până acum un joc peste restul echipelor. Da, iată, aici îi dau dreptate. Și îi dau dreptate din două puncte de vedere. Nu doar că a jucat bine, dar a avut și rezultate. Adică, spre exemplu, și Marocul a jucat bine până acum, dar din păcate iau 0 puncte, Rusia are 6. Mergem la cealaltă partidă, următoarea partidă, Franța-Peru. Francezii au o cotă de 1.56 la victorie, egalul are cota 4.20 și victoria celor din Peru o cotă de 6.30. Dacă am paria, spre exemplu, pe victoria lui Peru, celor din Peru, 6.30 și pe victoria Croației, atunci am avea o cotă de 25. Dacă ambele pariuri are și câștigătoare. Apoi, o victorie a Australiei, o să vedeți puțin mai târziu, are cota 4 și ceva. Asta ar însemna o cotă 100 dacă mâine va fi o zi a surprizelor. N-ar fi rău să fie așa, ar însemna că practic 10 lei pariați n-ar face 1000 de lei. Însă e greu să iasă aceste rezultate, dar oricum, ceea ce vreau să vă spun legat de Franța este următorul lucru. Franța, dacă vă aduceți aminte, a început minunat meciul cu Australia. În primele 10 minute au avut jucătorii lui Deschamps vreo 4 ocazii sau hai să zicem 3 ocazii mari de gol. Au jucat bine, au pus presiune, și-au pus în valoare calitățile și a rezultat un joc frumos și direct pe poartă cu finalizare. Ei bine, după primele 10 minute, ce s-a întâmplat? A scăpat Australia pe un contraatac, era cât pe ce să dea gol, moment în care francezii s-au speriat atât de tare, încât din momentul ăla prudența nu i-a mai părăsit nicio clipă până la finalul partidei. Practic, asta spune ceva. Să ai jucători de o asemenea valoare și cu toate astea să te sperii de Australia, probabil că sunt o serie de lucruri acolo care nu funcționează. E greu de intuit ce anume nu funcționează, dar un lucru știm sigur. Deschamps nu e omul care să mobilizeze jucătorii și care să le ofere niște planuri tactice. Ați văzut, ca exemplu, naționala Spaniei rămase fără Lopetegui, a dus Hierro Moro, nu l-au adus pentru că el era directorul sportiv al federației. El practic era în federație, era lângă echipă, însă numit Hierro la cârma echipei, omul nu știe să le spună jucătorilor ce anume ar trebui să facă, ce scheme să încerce, ce chestii să facă acolo. Și rezultă jocul fără niciun orizont și fără nicio logică pe care Spania l-a practicat și în această seară, dar mie nu mi-a plăcut Franța nici în Spania, pardon, nici în prima partidă, cea cu Portugalia. Mai avem câteva cote la Franța-Peru. Acestea ar fi următoarele. Ambele marchează 2-0-6. Bun pariu. Am încredere pentru că Peru e o națională extrem de determinată. N-or avea mari jucători, n-or avea o mare anvergură, dar e o națională extrem de determinată. Oamenii și-au vândut mașinile, și-au făcut împrumuturi la bancă, au făcut fel de fel de nebunii ca să meargă ca spectatori să susțină naționala peruană. Și determinarea asta, zic eu, că se vede în teren. E adevărat, au avut ghinion, puteau să câștige clar partida cu Danemarca, au pierdut-o 1-0 și practic Peru trebuie să apese pe accelerație acum cu Franța pentru a nu părăsi competiția. Tocmai de aceea ambele marchează 2-0-6, zic eu, un pariu bun. Peste 10,5 cornere avem o cotă de 2-33 și Griezmann înscrie și Franța câștigă o cotă de 2-65, un pariu deloc ne la locul lui. Interesantă această variantă și cota destul de bună, însă Peru, să știți că nu este o echipă atât de slabă. Nu este o echipă pe care să o treci cu vederea. Ați văzut ce i s-a întâmplat Portugaliei astăzi. Dacă Portugalia avea un pic de ghinion, dacă penaltiurile acelea se dădeau pentru Maroc, atunci Portugalia n-ar mai fost nici pe departe echipa care, iată, pare atât de aproape de calificare. Adevărat, nu se știe în ultima etapă ce se va întâmpla, dar teoretic echipa
Lui Ronaldo este ca și calificată. Franța nu mi-a plăcut, are valori, dar nu are acel spirit. A demonstrat-o de nenumărate ori anterior. Nu vorbim doar de acest campionat mondial, ci de meciurile anterioare pe care le-a disputat Franța în ultimii ani, inclusiv la campionatul european. Degeaba are echipă dacă nu există spiritul acela de determinare, de sacrificiu, de jocul în echipă și așa mai departe. În aceste condiții, noi am selectat câteva ponturi, eu v-am spus, eu cred că Peru marchează, probabil ambele marchează, e un pariu bun. Dar colegii mei mi-au sugerat și următoarele pariuri. Peru, peste 2,5 cornere, adică să aibă cel puțin 3 cornere. De acord, foarte bun pariu, 1,45. Franța câștigă, 1,56. Eu nu zic că nu câștigă Franța, nu știu dacă va câștiga, însă e un pariu pe care cu siguranță îl avem în vedere. Scor corect, oricând în meci 1-0, iarăși și acesta este o idee bună. Cota cam mică, însă 1,40. 2,5 goluri în meci, 1,41 și Peru să facă mai multe faulturi pe parcursul meciului, o cotă de 1,60. Vă spuneam, Peru, o echipă determinată, o echipă care aleargă mult, care își dorește foarte mult, ceea ce probabil va duce și la faulturi. Mergem mai departe, haideți să vedem și care sunt datele ultimei partide, cea dintre Danemarca și Australia. ,90 cota celor din Danemarca, 4,45 cota Australiei și egalul 3,45. Australienii n-au absolut nimic, însă își doresc să fie la acest turneu final, vor să își depășească limitele și pentru mine asta este de ajuns. În aceste condiții, în fața unei echipe a Danemarcei, pe care v-am spus că o detez din suflet, pentru că nu arată echipă care știe să joace fotbal, ea stă doar în sclipirile lui Eriksen și între noi fie vorba, mie, nici sclipirile astea nu mi se par atât de grandioase. Da, se întâmplă și merge, bravo lui. În partida dintre o echipă aproape impotentă, să spunem așa, metaforic vorbind, și Australia, determinată, dintr-o bucată și așa mai departe, eu zic că Australia are șansa ei. Așadar, cred că Australia nu va pierde această dispută. Am mai selectat câteva variante de pariere, și anume, Jorgensen să fie prins în offside, 2,20, ambele marchează 2,23 și peste un gol asiatic în prima repriză, o cotă de 2,28. Peste un gol asiatic, acum o să mă întrebați probabil ce înseamnă. Noi pariem că există două sau mai multe goluri în prima repriză, dar dacă se dă unul singur, atunci primim banii înapoi. Asta nu e de fapt un pont, ci este doar o variantă pe care am selectat-o din oferta caselor de pariuri pentru a vă încerca să vă, eu știu, informăm mai bine. Ca și ponturi, Eriksen să fie faultat pe parcursul meciului, foarte bun pariul, 1,50, și Australia să aibă cel puțin 4 cornere la o cotă de 1,78. După părerea mea, nu trebuie neapărat în acest moment al turneului să pariem pe soliști. Cu atât mai mult cu cât ați văzut, lucrurile sunt foarte, foarte greu de prezis. Însă căutăm foarte bine și o să vedeți, sunt case de pariuri care au o ofertă extraordinar de stufoasă, sunt 100 de pariuri, sunt unele case care au și 500 de pariuri la un meci. E bine, căutăm prin oferta aia, e imposibil să nu găsești undeva o variantă de care să spui, domne, ăsta sigur n-are cum să nu iasă un astfel de pariu. Altfel, dacă te întreabă cineva 1x2, de unde să știu că nu prea ai foarte multe date pentru a judeca, spre exemplu, în Danemarca-Australia. Ce să spui la Danemarca-Australia 1x2? Eu zic că Australia nu pierde, aș lua x2. Da, aici ține și de inspirație. Mergem mai departe, haideți să vedem care sunt cotele bombă ale emisiunii.